Bună ziua, dragi iubitori ai artei! Suntem la TV Cluj AM.ro în cadrul emisiunii Pictura, parte din viața mea, parte din sufletul meu, unde o avem ca invitată pe doamna Viorica Pop, artist plastic, cu care vom vorbi despre ce înseamnă pictura, când a început să picteze și, cel mai important, cum și-a descoperit talentul în pictură. Iar la final, un filmuleț în care vom putea să vedem o parte din lucrările artistei Viorica Pop. Bună ziua, doamna Viorica! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Așa. Aș vrea să vă întreb, cum v-ați descoperit talentul în pictură? Da, e o poveste frumoasă din copilăria mea, când am simțit lucrul acesta, că îmi place să desenez foarte mult și cred că nu era o zi să nu treacă din viața mea să nu desenez. Inspirația o aveam din natură, pentru că îmi plăcea foarte mult să îngrijesc florile, să zburd pe câmp și să văd florile de câmp în apropiere unde locuiam. Era și o pădure în care o cutreieram și îmi plăceau foarte mult și florile care le găseam în pădure, și de acolo m-am inspirat foarte mult. Și m-a inspirat foarte mult chiar cărțile de povești. Știu că îmi plăcea foarte mult să desenez personaje din povești. Deci de atunci. Da. Mi-aduc aminte de un personaj care din Punguța cu doi bani și am început zilnic să desenez, dar fiindcă m-am născut la țară, din primăvara până toamna, târziu ce se aduna recolta, mai ajutam părinții mei la munca câmpului. Pe urmă am continuat tot așa în fiecare zi să desenez, și să desenez și în acuarelă. Bineînțeles că la școală foloseam această tehnică și în creion, în creioane colorate. Și acum vreau să povestesc puțin ce mi s-a întâmplat în școală, că era foarte drăguț într-un fel și am zis, întotdeauna am luat în caietul cu mine de desen, nu lipsea din geanta mea. Și în ora de fizică, ce am făcut? Am luat caietul de sub bancă și am început să desenez. Profesor s-a uitat la mine și zice, ce faci acolo? Eu zic, păi, n-am mai avut cuvinte, dar a fost drăguț că zice, o să vii cu mine în pauză în cancelare și o să te duc în fața directorului. Dar n-am avut așa teamă mare. Era stăpână pe mine și zic, orice mi s-ar întâmpla, eu tot o să desenez când am inspirație și când... Deci era ceva care nu trebuia să fac, dar am făcut-o. Da, în pauză m-am dus în cancelare și directorul s-a uitat la mine, profesorul i-a povestit cu ce mă ocup eu și s-a uitat la mine și zice, da, ca drept pedeapsă o să-ți dau să desenez pe o colegă de-a ta. Păi eram cea mai fericită. Da, m-am dus în... și am desenat-o pe o colegă de-a mea și a venit directorul și s-a uitat la mine și zice, bravo, zice... Aveam și blocul de desen la mine și zice, hai să vedem ce desene ai tu acolo. În fine, zice, se răspoiește blocul meu de desen și apare așa o figură de om care am desenat-o în cărbune. Și cărbune. Ideea a fost că un cărbune de suvatră l-am luat și mă gândeam atunci, nu știam tehnica asta, dar era foarte drăguț pentru mine că se vedea bine ceea ce fac, că în creion nu se vedea atât de clar și de bine. Și am desenat un cap de bărbat foarte frumos și directorul a zis, ăsta va fi al meu și rămâne la mine. Da, ok, zic, nu-i nicio problemă. Că eu
tot timpul desenam ceva. Și apoi vreau să mai povestesc despre venirea noastră la Cluj, la Muzeul de Artă, care când am intrat în muzeu, pentru mine era ceva fascinat, era ceva atât de plăcut și de frumos că mă uitam la picturile acelea și în momentul acela am zis că gata, sunt un pictor, micul pictor. Mă zic, ajung acasă și încep să desenez și exact ce am văzut. Ambiționat. Din păcate n-a fost așa. Și așa a continuat, am terminat clasele elementare și apoi am venit la oraș și cu timpul, da, am făcut și liceu și la liceu știu că am avut picturi la Gazeta de Perete, atunci pe vremea aia se puneau la Gazeta de Perete. Da. Știu că un coleg scria poezii, altul caricaturi și fiecare ce talent aveam, dirigita ne spunea, dacă aveți talent, faceți ceva că o să vă punem la Gazeta de Perete. Bun, și aș vrea să vă mai și, întreb. Da. Ce înseamnă pictura pentru noi? Da, pictura este într-adevăr ceva care face parte din viața mea și din sufletul meu și este o trăire, o emoție care numai exact prin culoare ți-o poți exprima. Este într-adevăr un dar de la Dumnezeu să ai așa ceva și o mare binecuvântare și este o poveste, că fiecare, de fapt, fiecare tablou are în spatele ei, lui, în spatele lui o poveste care poate să... Noi ne exprimăm pictorii prin culoare, dar cititorul sau cel care va vedea lucrările le va citi. Da, exact. Le va citi. Când ați început să pictați? Asta a fost în urmă cu 5 ani. Era în vara anului 2015 când m-am întâlnit cu o rudenie de-a mea și am discutat puțin despre pictură. Și zice, da, ar trebui, zice, să încep dacă îți place să pictezi. Zic, da, îmi place, dar nu simt încă așa. Dar totuși, după ce am mai discutat cu ea, parcă în sufletul meu s-a produs ceva, parcă o dorință, o pasiune, dar așa instant, în momentul ăla, și parcă mi s-a luminat sufletul și mintea mea și zic, gata, dacă ajung acasă, o să încep să fac ceva. Și atunci am început? N-am început cu culoare, n-am început, deci am început cu să desenez. A, deci nu. Da, era pentru mine desenul și întotdeauna mi-am dorit să ajung să fac portrete. Și am reușit cât de cât. Acum nu întotdeauna sunt mulțumită, dar aproximativ e bine, 90%. Și tot așa, dar înainte de asta am studiat puțin trăsăturile, figuri umane, un pic de anatomie și cam 2 luni de zile tot am studiat. După care am început să desenez. Și am zis, eu trebuie, mi-am impus, pur și simplu, mi-am impus, zic, să fie bine de să nu făcut. Pentru că știam că atunci când desenezi un portret, e nevoie de ca să stăpânești bine desenul și, da, și să atunci când când pui culoare să poți să pui și proporțiile, de fapt, măsura între ochi, nas și gură, să fie proporționat. Figura umană este foarte greu de realizat, dar întotdeauna am zis că mie îmi place să fac ceva care e greu, dar până la urmă voi reuși. Am reușit și apoi după aceea am început, a venit, că era toamna târziu când m-am apucat, a venit iarna și am zis, hai să-mi cumpăr niște culori, deci pânză și să încep să pun culoare pe o pânză, să văd ce iese. Dar știu că dacă era iarna, am zis, poate că trebuie să fac ceva peisaje de iarnă. Da, și chiar peisaje de iarnă am făcut și în iarna aia am făcut vreo 4 peisaje. A venit primăvara, am început să pictez primăvară, dar între timp tot așa mă duceam spre portret.
Am început, da, am început să fac așa, intercalat. Mai puneam câte o culoare pe pânză, mai începeam și să fac câte un portret. Asta, deci asta nu o lăsam. Și tot așa, a venit vara, am făcut peisaje de vară, de toamnă și cu peisaje, în toate anotimpurile eu pictam. Apoi am făcut și natură statică, inspirația mi-a venit chiar din obiectele care le aveam care în casă, casă, din florile care le îngrijeam. Pentru mine erau atât de importante florile, că în iarna asta mi-au înflorit toate și am zis că o să vă pictez. Și le-am vorbit, ce pur și frumos. Simplu, am să vă pictez. Dar n-a fost așa. Am o orhidee care îmi place foarte mult și am zis o să pictez orhideea. Și a trecut timp și n-am pictat-o, dar câteva versuri am scris despre orhidee, da, și am mai scris și despre alte flori, despre trandafir, lalele, și va veni timpul când o să când pun să... și pe pânză, da, va veni timpul, pentru că eu am în mintea mea foarte multe picturi, tablouri, dar adică așa este timp suficient eu, când să o să am inspirație, exact. O să încep și să fac, da, că chiar a trecut 2 ani până când am început să pun pe pânză exact ceea ce aveam în inimă, dar nu știam cum să ajung să o pun. Și după 2 ani știu că lucrarea aceea, pictura aceea se intitulează Viață și moarte și în mintea mea ziceam, oare cum ar fi să pun eu viața și moartea pe o pânză? În urma unui deces în familie, a doua zi, am intrat în atelier. A fost o trăire, practic. Deci am trăit acea viață și moarte, într-adevăr. Și acel zbucium sufletesc care l-aveam, am început să pun, dar pe pânză, culoare. Și am zis, moartea nu poate fi fără culoare. Deci nu mi-am închipuiam că va fi fără culoare sau cum își închipuie că moartea e așa, o culoare sau non-culoare. Sau... Și practic acolo cred că e cea mai frumoasă și cea mai minunată lucrare a mea, da, că, pentru că am trăit ceva. Ceea ce am pus. Exact. Și am câteva lucrări așa, izvorâte din sufletul meu. Da. Aveți un pictor preferat? Da, pentru că... Cu care credeți că oarecum... Da, dacă fac portrete, sigur, Rembrandt îmi place foarte mult. Așa. Și un pictor contemporan este Laurențiu Popa, care îl urmăresc. Așa. Îi urmăresc, da, tutorialele lui și mă ajută, dar, sinceră să fiu, mi-ar plăcea să stau lângă el. Ar fi altceva. Pentru tehnica pe care o folosește și... Mi-a plăcea să stau lângă un pictor renumit ca să învăț mai mult, dar mai mult în portretistică. Da. Mi-a plăcea mai mult. Ce tehnică folosiți? Da, am început mai multe tehnici. Creion, cărbune, goașe, acrilice, acuarelă. Apoi, în ultimul timp, acum de câteva luni, am început să fac în ulei. Da, la început mi-a fost foarte greu și am depășit și asta, momentul acela foarte greu. Nu știam cum să le folosesc, până ai ajuns să cunoști, pentru practic, că atunci când lucrezi în acrilice, paleta de culori te grăbește puțin să nu se usuce culoarea, dar aici nu știam, măi, zicând o să pun alt strat. Da, și atunci am stat de vorbă cu cineva și mi-a dat niște sfaturi. Zice, nu-ți face probleme, că o să reușești. Și da, acum sunt la al treilea portret, de fapt, în ulei. Și sunt mulțumită. Sunt foarte mulțumită cum am reușit să poți să faci să-l trecerea, realizez. Știi? De la între culori, trecerea. Da. Da. La ulei ajută. Așa, îmi place foarte mult. Și cred că voi reuși să lucrez în ulei, pentru că este ceva foarte frumos și transparența a culorilor în ulei e minunată. Și ce am să vă întreb? Expoziții? Da. Presupun că... Expoziții am avut în mai multe locații,
prin Asociația Artiștilor Plastici, iar mi-aduc aminte de prima expoziție, tot așa de grup, mai restrâns, am fost 4 colegi, și la un restaurant, Brisas, a fost prima mea... Oarecum expoziție de grup. Da, 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 a fost prima mea expoziție. Apoi am la Biblioteca Județeană, la Turnul Croitorilor, la Centrul Urban Casino și cam așa, în locații diferite, da, prin asociație. Și mi-aș fi dorit să am o expoziție personală, dar n-am reușit pentru că a venit pandemia. Dar cred că în viitorul apropiat o să am și o expoziție personală. Adică mi-am dorit și îmi doresc să am. Sper că în curând voi avea. Așa, tabere? Ați participat la tabere? Da, tabera de la Dealul Mare Călățele. Anul trecut am fost. Anul acesta am fost la Rogojel, Vlădeasa. Da, a fost o experiență. Da, foarte frumoasă a fost. A fost o experiență minunată. Așa încep să te cunoști cu colegii. Ați învățat ceva, adică a fost... Și am primit și sfaturi, pot să spun că am colegi care lucrează de foarte mult timp, 10 ani, și am primit sfaturi. Le mulțumesc chiar foarte mult la colegii mei care mi-au dat sfaturi și colege. Și da, ne-am simțit foarte bine. Încep să te cunoști, încep să ai relații de prietenie. Să cunoști foarte multe și lucruri. Și e foarte important când ești în grup, într-o tabără, înveți foarte mult. Așa, exact. De la fiecare înveți câte ceva. Și te cunoști și pe tine, probabil. Da. Așa, bun. Acum vom urmări filmulețul și după aceea vom reveni. Și 25. E bine. Deci mai avem un minut și după aceea încheiem. Bun, acum o să te întreb dacă spre încheiere ați dori să transmiteți un mesaj celor care doresc să înceapă să... Da. Suntem pe final de emisiune. Doamna Viorica Pop, ați dori să transmiteți un mesaj tuturor celor care vor să înceapă să picteze, indiferent de vârstă? Da. Ce le transmite? Da. La început, care sunt la început, să fie greu pentru ei. Poate nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar totuși și pe mine m-a sfătuit. Și Da. Cei care au început să picteze, să picteze din suflet și ori de câte ori au inspirație, să pună culoare sau chiar alte tehnici să folosească. Și viața asta este un drum lung, dar eu ceea ce le doresc la fiecare tiner, copii, vârstnici care pictează și pictează din suflet, să nu se descurajeze și să meargă înainte, chiar dacă vor fi critici. Criticile sunt bune, criticile te face să crești, să îți dai seama chiar unde greșești și să te corectezi. Și
Desigur că pictura vă va ajuta să vă dezvoltați fizic, moral și să studiați chiar în privința asta, să studiați cât mai mult și vă va ajuta și să vă dezvoltați intelectual. Da. Mulțumim, doamna Viorica Pop! Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, alături de misiunea noastră. Pictura parte din viața mea, parte din sufletul meu și până data viitoare, numai bine, mulțumesc! Mulțumesc și eu!